Camera de Comerț Americană a realizat un document priorități pentru România și ca de obicei se gândește în viitor. Așa că astăzi am alături de mine pe doamna Letizia Pupăzeanu, care este director executiv la Amceam România și pe domnul Cristian Sporiș, care este președintele organizației. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim pentru invitație! Despre ce este vorba în acest document? Înțeleg că este vorba despre cinci obiective transversale. Care sunt cele cinci? Documentul Priorități pentru România este un document programatic al MCM România, pe care îl realizăm în fiecare an electoral. Este deja la a șaptea ediție și scopul documentului este de a capta viziunea mediului de afaceri pe care îl reprezentăm, de a sintetiza prioritățile economice și de a le transmite partidelor politice în perioada de. Elaborare a programelor electorale în scopul de a aduce aceste aspecte economice prioritare în dezbaterile electorale ulterioare. Totdeauna suntem atenți să venim cu aceste propuneri înainte de începerea campaniilor electorale, să le discutăm, să le aducem în atenția. Decidenților, viitorilor decidenți și în atenția publicului larg. Cum spuneam, documentul prezintă prioritățile mediului de afaceri pe care noi îl reprezentăm, respectiv 570 de companii de toate dimensiunile, de la multinaționale la IMM-uri, la Start-up-uri active în 32 de sectoare economice, deci relevante din punct de vedere reprezentativitate, și cu origini americane, românești și internaționale, deci avem un mix de companii reprezentative pentru economia românească. Și care sunt uh, cele cinci obiective? Da, mare, să așa, răspund scoarele, la da? întrebare. Documentul este structurat în două părți. Aceste cinci um, sectoare umbrelă, să le spunem, și zece sectoare transversale. Acestea cinci umbrelă sunt aderarea României la OECD. Echilibrul macrobugetar, educația, infrastructura de transport și atragerea de investiții strategice mari cu efect multiplicator în economie. Domnul dar de ce se află pe primul loc, primul punct, era aderarea la OCDE? De ce? Da, noi uh, suntem printre. noi suntem una dintre organizațiile care susținem aderarea României la OECD deja de câțiva ani. Nu este uh, un lucru pe care îl Supunem atenției publice sau atenției partidelor doar în acest an electoral. De ce? Pentru că, din punctul nostru de vedere, ca și reprezentanța mediului de business, vedem aderarea la OCD ca o nouă ancoră de dezvoltare a economiei românești, o nouă ancoră de îmbunătățire a climatului investițional. A, a României ca destinație de investiții, a României ca locație în care să se atragă investițiile este o concurență la nivel mondial. Cine atrage investiții, indiferent de eu știu, naționalitatea celor investiții. Toate, ban toate companiile, toate, toate țările, chiar și în cadrul statelor din Statelor unite, ele între ele sunt în concurență în ce stat se atrag mai multe investiții pentru că atragerea de investiții creează locuri de muncă, creează bunăstare, creează uh, valoarea adăugată pe care o simte întreaga populație. Uh, OCDE-ul după noi am avut câteva momente cheie în transformarea României din ultimii 30 și ceva de ani, 32-35 de ani. Cele mai importante momente au fost aderarea la NATO. Următorul a fost aderarea la Uniunea Europeană. În momentul de față, următoarea ancoră pentru a adresa probleme structurale ale economiei de natură calitativă este aderarea la OCDE. În acest club, în momentul în care intri, odată înseamnă că ai, eu știu, certificat de bună purtare că lucruri precum respectarea legii, lipsa barierelor de intrare, respectarea investitorului străin sau de orice natură, protejarea investițiilor, se aplică potrivit regulilor clubului. Uh, sunt multe țări care doresc să fie parte din acest club. Deci, practic, primești uh, certificat de uh, bună purtare. Dar, încă un lucru este important: în cadrul OCD-ului sunt foarte multe teme sectoriale care sunt revizuite uh, și care, practic, arată care sunt cele mai bune practici pe diverse sectoare și membrii existenți acolo. Fac în așa fel încât să-și restructureze, eu știu, economia, să-și restructureze cadrul legislativ, astfel încât să fie parte din acel, acel club. Deci, cumva, nu doar că îndeplinești niște criterii pentru a fi acceptat, ulterior sunt noi dezvoltări pe care toate statele membre le implementează în uh, legislația lor. Uh, mai mult, în momentul în care ești în part, faci parte din OCD, automat ești recunoscut de către multe din fondurile de investiții, ca o țară care, uh, sau na, o jurisdicție care respectă, așa cum spuneam, uh, statutul investitorului și automat sunt dispuși, prima de risc pe care o cer, se diminuează. Pentru că, cumva, te clasifici într-o altă categorie de uh, țări sau jurisdicții care primesc investiții. Credeți că va influența așa de mult uh, uh, ratingul României? Pentru că noi, la mai an, este o problemă bugetară. Nu știu dacă OCDE poate rezolva într-un fel. Pentru că am văzut că asta scria și în documentul uh, dumneavoastră, că în teorie ar trebui să crească ratingul de țară. Dacă intrăm în această discuție, tocmai din acest motiv, una dintre prioritățile, uh, știu, umbrelă este și echilibrarea macro-bugetară. Uh, uh, nu, rating-ului țară nu vine automat doar prin intrarea la OCDE, dar speranța noastră este ca și criteriul de accelere la OCDE să facem și partea de restructurare, partea de, uh, eu știu, schimbări structurale de care avem nevoie, astfel încât să balansăm partea macro-bugetară. Iar atunci, automat, nu merge una fără cealaltă dar împreună avem un obiectiv, aderarea la OCD. Ce trebuie să facem? Trebuie să facem și, eu știu, balansarea macrobugetară. Iar odată făcând-o, odată și cu intrarea, avem șanse foarte mari să se îmbunătățească ratingul de țară. Dar, cu siguranță, ratingul de țară, în momentul de față, scoate în evidență dezechilibrele existente. Păi, suntem cu un pas deasupra junk, adică chiar primul pas deasupra junk. Suntem investment grade. acum, ca să vă mai spun încă un lucru, deși suntem investment grade și ne uităm la alte țări investment grade, datoria noastră sau spread pe datoria publică a României e mai degrabă spre junk decât investment grade. Ceea ce înseamnă că investitorii se uită cu multă speranță, dar nu foarte multă încredere, că aceste măsuri se vor face. Aceste ajustări vor fi făcute. În momentul în care acestea vor fi făcute, cu siguranță vom avea și îmbunătățire de rating și cu siguranță vom avea și o primă de risc diminuată. Cum credeți că ar trebui făcută ajustarea fiscal-bugetară? Doar pe partea de cheltuieri, doar pe partea de venituri, pe ambele, într-un într anumit procent, pentru că, în momentul de față, ce am văzut în ultimii ani, a fost mai degrabă o ajustare fiscală, mai puțin una bugetară. Uite, o să iau eu întrebarea aceasta. Uh, noi, de la bun început, uh, încate, discuția aceasta uh, e de câțiva ani, 2-3 ani de zile. Uh, mereu am spus în felul următor: uh, suntem de acord că. Ca și mediul de business. Suntem de acord că există acest dezechilibru, suntem de acord că uh, trebuie lucrat din mai multe unghiuri uh, pentru a adresa acest deficit imens, aș putea spune, uh, dar sunt câteva componente. Uh, acum să vedem care este secvențialitatea acestor componente. Deci, una a fost uh, adresarea cheltuielor publice, ceea ce înseamnă o gestiune a lor. Uh, nu putem să avem creșteri uh, mult mai mari decât inflația cheltuielor publice. Uh, cumva acestea trebuie uh, adresate, gestionate, prioritizate. O altă categorie este adresarea uh, economiei informale. Nu vreau să-i spun evaziune fiscală pentru că de obicei, adică e greu să până nu, nu dovedești că evaziune este economie informală. Și cum se face aceasta? Prin a te uita care sunt găurile în legislație prin care se pot face optimizări. Uh, vor fi, sunt și cei care uh, unii plătesc ceilalți, uh, uită să plătească. Și aceștia trebuie și nu e nevoie să venim cu amnistie ulterior. Uh, și nu în ultimul rând, da, ne uităm, deja au făcut-o guvernul existent, creșterea fiscalității și vă dau un singur exemplu, este creșterea pe cifra de afaceri, taxa pe cifra de afaceri. Cea de, de, de 1% de pentru companiile care au cifra de afaceri. Despre care la, la vremea de de respectivă euro. noi am spus ca și organizație faptul că acest 1% se va transfera, în inflație mai mult decât 1%. Și sunt și companii a căror marjă prin natura businessului, Nu pentru că fac vreo optimizare și mă refer aici de exemplu la eu știu, companiile din industria de distribuitori de farmă. Sau mă refer la distribuitorii din industria de inputuri agricole. Deci acolo marja este mică, acel 1% practic le poate lua întreg profitul. Automotiv. Chiar și în zona de automotiv uh, sunt uh, activități sau sunt companii cu valoare adăugată mică și care se pot muta fără niciun fel de problemă. Că și în automotiv sunt unele ramuri în care valoarea adăugată nu este foarte... Sunt mulți angajați, este adevărat, este uh, workforce intensiv, uh, dar nu este marge mare. Această taxă nu le-a făcut un bine. Mediul de business, până la urmă, a luat-o pentru că asta este, dar guvernul a decis să o poate face prin ordonanță, dar ne-am dorit și urmărim cu atenție să vedem când ia și restul celor promise, adică gestionarea cheltuielor publice. Vrem să vedem ordonanța respectivă și adresarea economiei informale, iar aici este nevoie, încă o dată, de voință, dar și de partea de digitalizare. Acum noi, ca mediul de business, am fost de acord și am susținut toate eurile, urile E TVA, E factura, E transport, E... Cumva bănuiesc că colectează toate datele. Inteligența artificială s-a dezvoltat în ultimii 2-3 ani. Deci, cumva, pot să... Tragă niște concluzii din datele respective și să se ducă și să adreseze problemele într-un mod targetat, nu genul 1% pe cifra de afaceri tuturor. Dacă anul viitor va mai crește fiscalitatea, și când mă refer la creșterea fiscalității, mă refer la creșterea impozitelor, va mai fi România atractivă pentru investitorii străini, de exemplu, pentru companiile cu capital american? Vă pot răspunde eu aici, bazat pe un survey pe care noi îl facem anual și anul acesta, red flag-ul pe care ni l-au transmis companiile este chiar legat de fiscalitate. Respectiv, fiscalitatea reprezintă încă un avantaj competitiv pentru România, dar în scădere vertiginoasă față de anii anterior, ca și pondere. Iar challenge-ul pentru anul viitor este chiar legat de fiscalitate, respectiv toate companiile au acest stres. După anii electorali este posibil să vină o creștere a fiscalității. România nu are tocmai uh, un trec record bun pe partea de predictibilitate, pe partea de discuții așezate, de consultare reală cu mediul de afaceri pentru aceste creșteri de taxe și impozite sau taxe și impozite noi. Deci este o preocupare pe care noi am transmis-o mai departe. Decidenților, și la rândul nostru, ne așteptăm totuși să fie implementate măsurile de adresare a dezechilibrelor menționate de Cristi, mult înainte să se ia în calcul aceste creșteri de taxe și impozite. Pentru că, încă o dată, pentru MCM, o prioritate este promovarea României ca destinație de investiții. Și pe măsură ce se erodează avantajele competitive sau chiar dispar, România poate deveni mai puțin atractivă sau neatractivă pentru că suntem în acel concurs regional și nu doar regional de localizare a investițiilor. Un alt punct important era legat de educație. Să înțeleg că modificările care au avut loc chiar și anul acesta pe zona educației, legislației de educație nu sunt bune? Adică ce ar trebui schimbat? Care e problema cu educația în momentul de față? Pe zona de educație noi am identificat aspecte de îmbunătățit pe mai multe paliere și cumva pe palierul de bază cele două probleme pe care România le are de rezolvat sunt legate de analfabetismul funcțional, care este la cote absolut alarmante și de abandonul școlar, rata de abandon școlar, care revine în atenția noastră an de an după examele de capacitate și de bacalaureat. Acestea ar fi problemele de bază și structurale, vom avea un studiu dedicat costului economic și social al abandonului școlar pentru România. Într-un episod viitor vom vorbi și despre acestea. Suntem pe un trend pozitiv, suntem încrezători, dar putem face mai mult. Pe partea superioară, România istorică a avut. Un alt avantaj competitiv al României, foarte apreciat de mediul privat, este calitatea forței de muncă. Există calitate, nu prea mai există cantitate. Istoric, România a stat foarte bine pe partea de STEM, pe partea de real. Cumva s-a pierdut din acest avantaj pe care îl aveam și vedem o oportunitate și o nevoie cumva România să investească și să depună eforturi în partea aceasta de STEM, tocmai pentru că per ansamblu România va prospera în condițiile în care aici vom avea investiții cu valoare adăugată mare, vom avea cercetare dezvoltare și acestea se pot face foarte mult pe partea cu ajutorul educației STEM, prin formarea. Forței de muncă pe bază de STEM. Mai era acolo un punct destul de, de important legat de, um, de infrastructura de transport, mai exact pe zona feroviară. Cum vedeți să fie rezolvată problema? Că la noi, de păcate, lucrurile cam stagnează. Acolo, din curăță, cam duc în jos, se, se duc invers. Noi, că vorbim de infrastructură, vorbim de infrastructură în general. Da, dar asta menționată specific. Chica de ce? Că... Pentru că, în realitate, dacă ne uităm la trendul de ESG, e cu siguranță uh, infrastructura feroviară, uh, cea la care nu s-a. în afară de culoarele paneuropene principale, uh, nu, nu sunt suficiente, da? Este și restul uh, sistemului de feroviar. Dar nu s-a mai investit de multă vreme. Uh, dacă vorbim de ESG uh, și vorbim de emisii de carbon și așa mai departe, este o realitate a faptului faptul că transportul feroviar este mai ecologic și cu emisii de carbon mai redus decât transportul rutier, asta este un motiv pentru care când am vorbit în acest document de infrastructură de transport ne-am referit foarte mult la transportul feroviar care dacă ne uităm a rămas cel mai în urmă în realitate, în ultimii 20 de ani, 30 de ani, viteza medie pe feroviar a scăzut, nici măcar nu a rămas la fel, deci cu atât mai puțin să crească, pe transportul rutier s-au mai făcut niște, și putem vedea, dacă ne plimbăm, mai sunt, că au mai fost câțiva, câteva sute de kilometri dați în folosință ca și autostrăzi, drumuri exprese, deci cumva a ținut pasul cât de cât dar pe partea de transport feroviar, vedem și noi că da, am rămas puțin în urmă. De asta e, cumva, mai degrabă, focusul mai mare pe transportul rutier. Aș adăuga, în același studiu pe care îl facem, facem o clasificare a celor mai atractive condiții de piață și a celor mai neatractive condiții de piață, și cea mai neatractivă condiție de piață, în istoric, este infrastructura de transport. Și aici la partea de rutier, cumva se vede luminița de la capătul tunelului pentru că într-un final s-au inițiat și sunt în derulare câteva proiecte pe partea de feroviar. România este mult în urmă la nivel european. Transportul feroviar este o prioritate, tocmai din perspectiva ESG pentru România, cumva trebuie să fie o prioritate și mai mare, pentru că, în absența unei infrastructuri rutiere, mari producători din România ar avea ca opțiune exportul pe, pe feroviar. Ori, în acest moment, această opțiune nu funcționează și, dacă funcționează, este cu întârzieri de neimagină și cu costuri foarte mari pentru companii. Deci, din cei 100.000 de, mii de km de care ferată, ceea ce reprezintă o rețea feroviară foarte extinsă, pentru, chiar comparativ cu celelalte țări europene, s-a făcut modernizare pe câteva sute de kilometri, ceea ce practic este nesemnificativ. Deci este o oportunitate în cadrul infrastructurii de transport, partea feroviară este o prioritate și e o oportunitate pe care încă nu am folosit-o nici măcar la capacitate redusă, nu vorbesc de capacitate maximă. Sunt curios, cred că toată lumea se întreabă chestia asta. De ce nu poate România să atragă mai multe investiții de valoare mare? Am avut, ok, în Oceanul, așa recent, dar nu prea avem, nu auzim de ele. Investitorii de multe ori se uită în zona noastră și cumva nu ne, nu ne mai aleg pe noi. care e problema? Eu cred că este o combinație de probleme, nu este doar una singură. În primul rând, dacă ne uităm, sunt multe, ne uităm istoric. Avem zone geografice, istorice, regiuni, care au atras mai multe decât altele, ceea ce înseamnă că administratorul local, indiferent cine e el, prefect, subprefect, primar, președinte de consiliu județean sau așa mai departe, este mai inclinat, să, uh, încă o dată, să atragă investițiile respective. Ca să atragă investiții, în primul rând, nu trebuie doar să uh, dai facilități. Uh, trebuie și să te asiguri că ai, uh, eu știu, tot felul de autorizații. De la autorizații de construcție, autorizații de mediu, autorizații de funcționare. Deci e o întreagă poveste cu autorizațiile. Da? Uh, poți să faci fabrica respectivă în. 6 luni sau poți face în 2 ani jumate. Uh, diferența sunt bani. Da? Pentru că orice investitor când își face un plan de afaceri vine și spune ok, investesc și iar în termen de 6 luni, 12 luni, acea facilitate va începe să producă. Și atunci începe amortizarea. Deci faci un capex capital expensiv, după care începi să o amortizezi. Dacă începe amortizarea peste 2 ani jumate, în principiu, randamentul capitalului se deteriorează. Și atunci, unul dintre motive este legat de acest aspect. Alt, uh, alt motiv, cel puțin în ultimul timp, este legat de, și am făcut un studiu anul trecut la MCM, este uh, piața forței de muncă. Da? Cumva România, față de anii precedenți, uh, față de acum 10, 15, 20 de ani, a pierdut forță de muncă. Pierdând această forță, forță de muncă, și dacă te duci să investești în anumite județe, nu găsești pe cine să angajezi. După care vine partea de educație. Poți să angajezi. Întrebarea este, uh, au terminat o școală, și chiar dacă nu au terminat o școală, au făcut un uh, partea de învățământ dual ca să fie, fie partea de meserii, să știe să facă ceva. Deci este o combinație, nu este doar. După care vine partea fiscală. Așa cum spunea și Letiția mai devreme, încă este un avantaj competitiv. Deci nu putem spune că uh, România are un sistem fiscal dezavantajos comparativ cu alte state, dar întrebarea este plătește toată lumea cele taxe mici sau doar unii. Pentru că aici este o problemă de competitivitate și de concurență. Într-un singur sector în care ai două companii. Una plătește, cealaltă nu plătește, va fi greu să competiționezi pe aceleași produse și servicii. Ori aici este o problemă care nu o poți depăși. Adică tu vii și faci o, o facilitate de producție. Întrebarea este, una la mână, care este marja? Doi la mână, cui vinzi? Dacă nu vinzi, mai ales că este cea mai mare piață din regiune. Oricum, am luat-o, dacă ne uităm în regiune, suntem cei mai mari, iar dacă Europa Centrală și de Est, doar Polonia este mai mare decât noi. Deci este o piață mare. Deci ai avea piață de desfacere internă, dar e important dacă, din punct de vedere competițional toată lumea beneficiază de aceleași condiții. Pentru că, dacă sunt unii care beneficiază de alte condiții, de ce să o faci? Și care ar fi soluția? Păi, încă o dată, nu este o, nu este o soluție simplă și nu este. O soluție care se poate rezolva uh, printr-o hotărâre de guvern sau printr-o ordonanță de urgență. Este un mix. Iar la acest mix contribuie și aderarea la OCDE, contribuie și uh, atunci când se fac modificări fiscale, consultarea cu mediul de afaceri, momentul în care se introduc noi măsuri fiscale. Trebuie să anunțate în timp, tocmai pentru ca oamenii să poată să aibă timp să se ajusteze. Da? Pentru că și o firmă este un organism viu. S-ar putea, știind că trebuie să plătească taxe mai mari, să facă niște ajustări. Nu știu, să reducă cheltuielile, să facă investiții mai mici, să se eficientizeze și să facă, o, eu știu, o reducere de personal. Sunt multe lucruri la care, adică antreprenorii și, și companiile tot timpul se vor ajusta în funcție de condițiile uh, în care îți desfășoară activitatea. De asta este un mix de măsuri, uh, dar important este, pe lângă lucrurile care pot fi făcute la nivel central, este foarte important ca și la nivel local. Și acum nu știu dacă în acest ciclu electoral sau în altul se va mai discuta sau nu se va mai discuta de reorganizarea uh, administrativ-teritorială sau nu, dar cumva, și la nivel local, trebuie uh, ca responsabili să fie buni gospodari și să-și dorească să atragă investiții. Pentru că dacă atragi investiții, și am văzut multe hărți uh, uh, cu salariu mediu pe județe, cu, uh, nu știu, chiar astăzi am văzut o hartă uh, cu uh, procentajul de reciclare pentru peturi uh, pe județe. Uh, da? Am fost foarte surprins să văd că procentajul este mai mare în județele bogate și mult mai mic în județele sărace, ceea ce e contraintuitiv, adică m-aș fi gândit că te duci cu ele ca să... Îți... Și atunci, cumva, Florin, după cum vezi, se leagă foarte mult. Este educație, după care vine partea de bunăstare economică, mediu economic și administrativ în ce măsură își dorește sau nu să atragă investiții și e așa un cerc virtuos în care până la urmă la prosperitatea iar pentru noi este un, a fost una dintre teme dacă nu mă înșel la forumul economic de anul trecut una dintre temele forumului a fost de la securitate la prosperitate am rezolvat cumva partea asta odată de venit membri NATO, dar acum trebuie să ne concentrăm foarte mult ca și stat, ca și societate, ca și mediul de business, că toată lumea, pe partea de prosperitate. Pot să mai adaug ceva? Noi, având ca prioritate promovarea României ca destinație de investiții, ne întâlnim cu relativ mulți investitori, nu doar americani, care se uită la România în coșul acesta de opțiuni de localizare și unii dintre ei au check list de 60 de puncte, alții mai lungi, alții mai scurte în fiecare în funcție de ce criterii are, dar într-un final concluzia umbrela ar fi că investitorul și cel existent și cel care se uită la România vrea stabilitate și predictibilitate pentru că Orice decizie de investiție și nu doar deciziile de investitori noi sunt importante, ci și deciziile de investiții ale investitorilor deja existenți aici, se reduc la niște, la o predictibilitate a alocărilor, nicio companie și până la urmă ești persoana fizică nu își asumă riscuri inutil dacă nu are o certitudine că are vizibilitate pe un termen mediu cu privire la stabilitate la evoluție, cum zicea și Cristi, este important să știi din timp sunt țări care au o fiscalitate mult mai mare decât România și atrag mult mai multe investiții. Tocmai pentru acolo există stabilitate. Companiile știu, da, plătesc mult, dar plătesc așa de 30 de ani. Nu, nu se așteaptă la noi volatilitatea aceasta uh, vine cu efecte nedorite. Cum am făcut respectiv despre care am discutat mai devreme, imca ul ca să zic așa. Nu avem, totuși, o problemă de diplomație economică. Că mi se pare că cam lipsesc momentan de experții. Aici nu, nu, nu putem să intrăm într-o astfel de discuție. Ceea ce este important este, așa cum am spus-o, a spus-o, a repetat-o și Letiția, e o competiție între țări care atrag mai mult. Este un lucru clar ai investiții mari, străine, locale, investiții, ai prosperitate. Nu ai investiții, nu ai prosperitate. Și se vede foarte clar acum, mai ales țările care nu au beneficiat, nu o să dau un nume, cum o duc, eu știu, Cuba, Venezuela, Corea de Nord. Deci se poate vedea exact care beneficiază de investiții și care nu beneficiază de investiții. Dar în acest în acest glob, în care statele între ele sunt în concurență, care atrag mai multe investiții, este și partea de diplomație, este și partea de. Trebuie să ieși, trebuie să povestești, trebuie să vii cu materiale cu privire la avantajele competitive. Trebuie să ai clar o agenție, așa cum au alți vecini ai noștri, gen Cehia gen Polonia, în care merg și fac prezentări. Da? Merg cu acele PowerPoint-uri direct la ceo de companii. Să-ți dau un exemplu, Miracolul Irlandez. Da? Irlanda, după criza financiară, a ieșit destul de șifonată. După criza financiară 2008-2009, făcut un plan național cum putem să atragem investiții, pentru că nu este bine. Acum a ajuns una dintre cele mai... a avut cel mai mare rind de creștere dintre toate uh, țările din Uniunea Europeană. Dar ei, e adevărat că au și o diasporă foarte mare, irlandezii, în toată lumea. S-au dus, au făcut mapare. Cine, care sunt irlandezii? Pe unde sunt? Prin ce poziții cheie în diverse companii? s-au dus și au vizitat cu propunere efectiv și cu PowerPoint-ul despre care spuneam. Uite, vrei localizare acolo, îți dăm asta, îți dăm asta, îți dăm asta. Mai mult, au intrat și la partea cealaltă. Deci, ce vă doriți ca să vă localizați acolo? Păi da, dar noi trimitem niște angajați. Bun, și aceia angajați ce au nevoie? Pe păi, avem nevoie de școli internaționale care să aibă International Baccalaureat. Nu sistemul irlandez de învățământ. A, nicio problemă, le facem. Păi și mai vrem și niște terenuri de golf. Nicio problemă, le facem. Deci le-au pus la dispoziție nu doar partea de infra infrastructură uh, necesară companiei, dar și celor care conduc companiile ce au nevoie ca ei să iubească. Într-o țară care plouă și e ceață tot timpul, adică cumva nu te atrage să unde vrei să te muți în Irlanda. Nu te atrage clima foarte mult, dar au făcut în așa fel încât investitorii să se simtă foarte bine să se ducă acolo. Cu lucruri de acest gen, care, încă o dată, nu le poți stabili uh, prin legislație, dar cei care sunt și au o strategie de a atrage investiții. Se pot gândi la astfel de lucruri. Da, bine. E și un pic gândit gândită ca un mic paradis fiscal în Irlanda, dacă mergem pe zona cealaltă. Este, este perfect adevărat, dar este un mic paradis fiscal, într-adevăr, pentru că își permit să aibă taxe mici. Este exact același lucru pe care îl ai în, în comerț. Este uh, cantitate mică cu marjă mare sau cantitate mare cu marjă mică. Depinde ce alegi. Poți să fii heavy discounter. Nu o să dau nume de companii care sunt heavy Discounter, dar care acum au 25% cotă de piață în România, pe partea de retail. Sau poți să fii uh, foarte scump, dar s-ar putea să ai cotă de piață de 2% sau 3%. Deci, It's a choice. Vorbind de atragerea investițiilor sau de promovarea României prin agenție, să știți că există și fața cealaltă de care vorbim mai puțin companii românești de succes sunt abordate de agențiile altor, altor țări, țări să se relocheze acolo. Adică vrem să atragem, dar vrem să și păstrăm ce mm. avem aici. Revenind un pic la problema bugetară. Reorganizarea administrativă de anul viitor, de peste 2 ani, poate rezolva problema în opinia dumneavoastră? Nu știu dacă va rezolva punctual acest lucru, dar ceea ce este important este că uh, ca, în, ca în și în orice firmă, da? la un moment dat te uiți dacă mai ai nevoie de acea organigramă. Deci după 2, 3, 5 ani de zile te uiți să vezi băi, mai satisface nevoile companiei organigrama respectivă? S-ar putea să nu mai am nevoie, nu știu, de director pe operație, s-ar putea să am nevoie de director pe robotizare sau pe AI. Și automat faci niște modificări. Această organizare existentă are câțiva, câteva decade. Cumva te reuți să vezi, mai are sens să mai ai, eu știu, o comună în care mai sunt 300 sau 100 de locuitori. Mai are sens să mai ai un dispensar acolo, are sens să ai o școală care oricum nu se face școală. Dar pentru aia 3 sau 5 elevi, cumva na ai școala, deci cam în sensul ăsta, Deci, cumva o odată când, când faci această modificare, te uiți cu atenție și la uh, modul în care se cheltuiesc banii. Uh, acum nu știu dacă e o anecdotă sau nu, dar am auzit că există există uh, comune, sau poate ar putea să fie, eu știu, uh, o legendă urbană sau rurală. Există comune de 100 de locuitori și la uh, primărie lucrează 18 oameni, dintre care 5 sunt șoferi. Deci, uh, cumva, e un moment ca să ne uităm și acolo dacă banul uh, colectat, că aici vorbim de banii colectați prin taxe și impozite cum sunt cheltuiți, că sunt cheltuiți într-un mod eficient sau nu era un punct pe, în acest document legat de o schemă de ajutor de stat de 100 de milioane de euro. Despre ce este vorba mai exact? Este vorba de acele investiții mari, strategice în economie, cu efect multiplicator, care să aducă valoare adăugată la acele ne referim. Noi simțim nevoia România să aibă, în primul rând, o strategie de atragere sau o strategie de dezvoltare în care să identifice niște sectoare prioritare sau niște subsectoare, niște nișe pe care România să fie cea mai bună și ulterior să le promoveze. Și pentru a atrage astfel de investiții în economie, o astfel de schemă ar fi de mare ajutor. Este ceva ce doriți să adăugați? Ca și prioritate a mediului de afaceri, este această stabilitate și predictibilitate, și ideea că toți suntem aici să creăm prosperitate, să ajutăm și investitorii, și români, și străini, sunt valoroși de dorit. Din punct de vedere al comunității MCM, companiile care sunt membri ale mcm -ul. Au fost mulți specialiști din companiile respective care au lucrat pentru acest document, pe care le mulțumim. Nu spunem și nu avem pretenția că este adevărul absolut, nici pe departe. Este un document de lucru, noi venim cu o perspectivă. Bună-rea, asta se poate discuta. Uh, sunt convins că plecând de la un document uh, care eu deja nu mai consider o ciornă, ci îl consider un document. Putem să adăugăm, să mai scădem, să mai dar important este că uh, trebuie să existe un plan. Și ideal ar fi să existe un plan pe termen mediu și lung, nu să fie uh, pe termen foarte scurt. Uh, iar dacă va ieși bine, va fi uh, meritul guvernului. Uh, dacă va ieși rău, uh, tot mediul de business va plăti nota de plată, adică cei care au contribuit la acest document, iar dacă este și mai rău, uh, piața ne, ne va penaliza pe toți. Piața, pentru că asta este economia de piață și uh, în momentul în care ai uh, capitalurile care le liberalizate care se mișcă dintr-o parte în alta, vor fi cei care ne vor penaliza dacă lucrurile merg bine sau lucrurile care dacă merg mai bine. Problema este când te penalizează piața, piața toată lumea plătește. și ăla care are și ăla care nu are. Dacă faci lucrurile proactiv în baza unor documente, care încă o dată, acesta este un document de început este o primă, o primă o prim caiet de discuție. Se poate îmbunătăți, deci nu avem pretenția că este uh, cel mai bun. Dar dacă o faci în felul ăsta în mod proactiv, s-ar putea să ți alegi, uh, cum să spun. Eu, uh, categoriile sociale sau uh, eu știu uh, zonele care vor suferi mai mult decât varianta uh, ajustării făcute de piață care practic ne penalizează pe toți. Din experiența trecută cu celelalte documente, celelalte cele șase, guvernul le ia în seamă? Se găsesc în programele de guvernare da. ale partidelor de obicei? Cu edițiile anterioare am avut discuții cu principalele partide politice, s-au regăsit în programele de guvernare, dar viața acestui document este mai lungă după ce trec alegerile. Noi avem discuții pe capitole cu ministerele de resort. Deci, cumva, ceea ce am recomandat noi aici rămâne valabil și după alegeri, și noi depunem toate eforturile să le discutăm cu decidenții. Adică, ca și picătura englezească. American. Uh, americană. Venim și mai, na, mai reamintim din când în când ce a fost notat acolo. Nu toată, eu pot să înțeleg, na, poate oamenii nu au avut timp să se uite, să răsfoiască. Să... Și atunci, prin viu grai, putem să transmitem cum vedem noi, că, care, care, vedem noi cum vedem noi mediul de business, că sunt, care sunt prioritățile pentru România în stadiul actual de dezvoltare. Vă mulțumesc!